Bă, salut, prieteni! Avem un nou replay în care am jucat în Pluton cu Mateo BV și cu Hefes, jucător din TR80. Jucam în Pluton pentru misiunile de la turul datoriei. Eu am jucat pe grile, am avut un TVP și un Minotaur. Ca și Wispot, m-am dus direct în zona de D8, de 9. Cred că cea mai utilizată zonă pe harta asta aici. Ca și TD Sniper, ceea ce eu aveam ca și grile. Aici un prim focus pe Centurion, tot timpul acolo focusați când intrați în zona asta și încercați să vă luați aici poziție. Pentru început, cu siguranță veți avea tankuri care urcă sus. Nu mai jucasem de foarte multă vreme cu grila. Misiunea pe care trebuia să o facem noi era 5500 damage. Așa că încercam să utilizăm tankuri care dau damage și să și facem damage în același timp. Despre grilă pot să vă spun că eu folosesc, de obicei joc pe muniție normală, pe AP, care are un damage de 750 și o penetrare de 279. Muniția gold, la grile fiind o muniție gold hat, tot așa are un damage de 750, dar un pen de 334 de mm. Pentru heuri avem un damage de 950 la grile, dar cu un pen de 75 de mm. Bun, în continuare am rămas în aceeași zonă, încercând să dau suport aici echipei pe ambele flancuri a heavy-lor. Totodată m-am uitat că aproape toată echipa, atât a noastră cât și inamică, erau focusate exact aici în zona asta. În felul ăsta aveam ținte foarte multe aici și în felul ăsta puteam să ne facem misiunea, sau cel puțin să sperăm că putem face misiunea. Îl pedepsesc acolo și pe Emil. Emil a urcat mult, prea mult, la câte tankuri avea plus snipe-ul din spate pe care l-am asigurat eu. Un aim time pentru grile sau pe română să înțeleagă toată lumea, viteza de țintire, de strângere a țintei este de 1,44 de secunde. Foarte bun modul de focusare. Ca și armură, grile, știți foarte bine că are o armură foarte slabă, e de câteva zeci de milimetri doar, în anumite unghiuri, nu e un tank armurat, de-aia este și un TD Snipe. Aici 50 TP-ul urcă și mi oferă un lateral acolo. În același timp sunt cu ochii și pe mijloc să văd ce se întâmplă acolo, pentru că Isu și-a damage acolo, dar încarc. Îi dau lui Type să se retragă și, surpriză, încă o dată 50 TP-ul iese acolo. Două shoturi încasate neatent de 50 TP. View range-ul grilei este de 390 de metri. Văd aici M41 la spot acolo. Încerc să focusez. Nu-l mai văd, apoi să respotează din nou acolo. Și încerc aici un shot la pixel. Dar n-am calculat bine distanța până la tănculeț și fiind un proiectil destul de greu, și-a pierdut din acuratețe. Dar acolo pe fază TT-ul îl scoate rapid și în felul ăsta rămâne echipa adversă fără light ca și noi. Și meciul se desfășoară din momentul ăsta doar pe suportul și pe view range-ul medilor. Aici în continuare destul de mulți, așa să zic. Aici am întârziat cu shot-ul, așteptând să prind pentru Gonjevica un shot cât mai curat. Și în felul ăsta a intrat 50 TP-ul care a preluat shot-ul pentru Gonjevica și l-a preluat într-o zonă în care ne-am dat damage. Aici l-am lovit pe Object 252U. El ieșind un pic cu lateralul și în felul ăsta am prins o parte plată a lui.
în continuare sunt cu ochii pe Gonjevica, pentru că dă destul de bine din apropiere. Și aici un shot sub burtă. Destul de riscant shotul ăla sub burtă, pentru că acolo Gonjevica stă un pic înclinat. Are un pic de pantă în față și puteam să ratez la modul de tragere, pentru că în felul ăla putea să-și ia bounce, să ricoșeze proiectilul, dar am avut noroc, a intrat. Aici din nou mă uit pe mijloc și văd nomadul care vrea să facă pic acolo. Moment în care văd și în bază pe T-44-100. Încerc acolo să nu fiu spotat de el, deși în momentul când am tras am fost spotat, 100% el mă știa aici. Aici trag un shot pentru Vezeu, care nu a intrat. Încerc aici să focusez cele două tancuri care intră pe mijloc la one shot, dar nu văd niciunul dintre ele, fiind în zona de groapă acolo în șanțul. Moment în care TVP-ul este focusat sus și cade în momentul ăsta, pentru că prea multe tunuri pe el acolo. Începe deja echipa noastră să resimt aici cât mai mult focus. Și aici, la 252U, un shot în lateral pe verde, dar nu am avut un unghi de penetrare pentru el și scapă ca pe minune acolo. Dar Hefăț cu Minotaurul îl scoate. Nici o mișcare pe aici, focusez T-44 în scopul că intră un pic mai în față și pot să-l lovesc, dar nu a intrat, a rămas acolo în continuare pe bază. Și în acest moment văd Grila care intră în viteză acolo pe mijloc, încercând să meargă pe T-95. Ei deja știau de noi că suntem doar 3 tancuri, așa că pușează acolo peste T-95 care ținea midul. Mai lovesc o dată Grila și din momentul ăsta încerc să mă retrag aici după deal pentru a putea să fiu protejat cât de cât și în felul ăsta să sper că mai dau ceva damage. Văd Lancer-ul, șenilat și direct l-am scos. Moment în care se face push-ul pe mid aici, printre stânci. Cu un ultim shot dau în T-44-100, îl scot și în felul ăsta deja urc aici sus unde Gonjevica am prinde 900 lateral. De aici aveam un handicap pentru că nu mai lăsa tankul tunul și nu puteam să focusez. Gonjevica, adică Blașcovița, încărcând destul de rapid, m-a scos. 7700, misiunea s-a făcut, un meci frumos cu băieții aici. Cam asta a fost tot.